Bună seara, dragii mei, sunt Ovidiu de la Club Whisky Iași și în această seară voi încerca să vă prezint legătura între starurile americane și whisky-ul japonez. Ideea mi-a venit când am început documentarea pentru etichetele Hibiki și m-am amintit de filmul Lost in Translation, în care un actor american interpretat de Bill Murray călătorește în Japonia pentru a filma o reclamă la un whisky Suntory și are de depășit bariere lingvistice și culturale. For relaxing times, make it Suntory time. Continuând documentarea, am descoperit că Suntory, companie japoneză producătoare de băuturi, încă de la începutul anilor 70 a avut această idee de a angaja vedete internaționale, în special americane, pentru a-și promova produsele. Și pentru că e vorba de două culturi diferite, de două civilizații diferite, starurile angajate au fost cele care activau în domenii unanim recunoscute la nivel mondial, și aici mă refer la sport și la artă. Și când spun artă, mă refer la muzică și cinematografie. De la începutul anilor 70, unul dintre primii care a apărut în reclame la whisky-uri Suntory a fost muzicianul și actorul american Sammy Davis Jr. Au fost și alți muzicieni protagoniști, cum ar fi instrumentiștii de jazz Bob James sau Herbie Hancock, dar mai cunoscut decât ei, celebrul cântăreț american Ray Charles, într-o reclamă la whisky-ul Suntory White. Din domeniul sportului, cel care a făcut reclame în anii 90 și începutul anilor 2000 pentru produse Suntory, băutura Suntory Dry, o băutură răcoritoare din fructe, a fost Mike Tyson. Hi, I'm Mike Tyson. I like Suntory Dry. Cum vă spuneam, și actorii au devenit ambasadori ai băuturilor Suntory. Unul dintre ei, chiar dacă nu american, ci britanic, mai precis scoțian, a fost Sean Connery, într-o reclamă la whisky-ul Suntory Crest.
は流れない、それは積み重なる。サントリークレスト12年。Un alt actor american, Peter Falk, pe care noi îl cunoaștem din serialul Columbo, într-o reclamă la whisky-ul Suntory Old. Domo, kami-sama desu. Kono taru no naka de whisky ga nemuri hajimete mada 1 nen. Kanashii hito ga nomu no ka, ureshii hito ga nomu sake na no ka, sonna koto wa wakarimasen.私は仕事中毒の刑事で汚い連行と来てて妻を愛しておりました。誰と話してるの？いい男といい酒は本当によく眠るもんなんですね。ねえねえ、退屈させて申し訳ありませんでした。サントリーオールドウイスキー。 Ce interesant la această reclamă, că în fundalul imaginii apar și butoaie ale distileriei Yamazaki. Un alt actor american, în mare vogă, în anii 80-90, Mickey Rourke, apare și el într-o reclamă la Suntory Reserve. Whisky no kimete wa morto desu. 名作はまず香り立つ新リザーブ誕生。 Și tot pentru whisky-ul Suntory Reserve a fost angajat actorul tânăr la acea vreme, Keanu Reeves. When she's sleeping, she's creepy, mysterious and wicked. When she's full, she's full of promise and joy. Beaming a smile all the while across heaven's horizon, weaving her dreams into hearts of known fools. But when I'm under the moon, I'm in heaven. When I'm under the moon with you, I'm in heaven. Ce interesant este că unele dintre aceste spoturi publicitare au fost filmate de celebrul regizor japonez Akira Kurosawa, cel care a realizat filmul Kagemusha, și unul dintre producători internaționali ai filmului a fost cunoscutul Francis Ford Coppola. Interesant este că sunt și reclame în care cei doi împreună promovează produsele Suntory. Jigoku no Mokushiroku no Kantoku, Francis Coppola. Kagemusha no Kantoku, Kurosawa Akira. Stop! これほど世界の注目を集めている 2人はいない。 これほど深い友情で結ばれている 2人はいない。 Suntory Reserve. Vă spuneam, Francis Ford Coppola, cunoscut pentru filmele, printre altele, pentru filmele Apocalypse Now, Dracula, dar mai ales pentru seria Nashul.
La primul dintre ele a fost doar regizor, dar la următoarele două a fost pe lângă regizor și producător. Francis Ford Coppola a avut trei copii, doi băieți și o fată, toți trei actori. Interesant este că toți trei au apărut în roluri episodice, în primele două filme din seria Nașul, dar fata, Sofia Coppola, are un rol mai consistent în Nașul 3, în rolul lui Mary Corleone, nepoata Nașului. Timpul trece și peste ani Sofia Coppola regizează și filme. Unul dintre ele evocă experiența tatălui său în Japonia și, ghiciți desigur, și încheiem astfel într-un mod circular filmul, că este vorba de filmul Lost in Translation, cu care am început această prezentare. Film realizat în 2003 și, la care vă spuneam, regizoarea este Sofia Coppola. Sper că filmarea vi s-a părut interesantă, sper că amănuntele v-au trezit interesul și dacă acest canal vi se pare interesant, vă invit să apăsați pe like și pe subscribe. De la Iași, de la Club Whisky Iași, cu drag, Ovidiu, o seară frumoasă și toate cele bune. Slainte!